ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi vreau să vă prezint că avem aici un hrănitor, dar am zis să fac o probă și cu borcanul, să văd dacă funcționează și nu mai avem nevoie de diferite hrănitoare. Am prins o albinuță și m-am înțepat. Ia să vedem, au golit și acest borcan folosit ca hrănitor. Deci dacă aveți un spațiu de 3 rame în orice model de ladă, albinele vor lua acest sirop fără nicio problemă. Iată, am pus două bețe și pun borcanul pe el și albina vine frumos și duce siropul în stup. Cam atât am vrut să vă prezint, ca să înțelegeți că nu mai e nevoie să dați banii pe diferite hrănitoare foarte scumpe. Eu folosesc niște hrănitoare de podișor, dar foarte puține. Eu văd că cu borcanul merge foarte bine, indiferent de ce stup aveți. Numai bine, până data viitoare. Am zis să vă și arăt. Deci, iată, avem siropul, da? Iată aici bețele, când întoarcem borcanul, întoarcem pe deasupra ramelor, iată așa, se stropesc un pic albinele, se face vidu, nu mai curge, s-a făcut vidu, nu mai curge, și așezăm frumos pe bețe. Foarte încet, am așezat, iată așa stă, foarte frumos. Foarte ușor și eu zic că foarte convenabil, un borcan costă 1 leu, hrănitoarele văd că de la 5 lei la 10 lei. Eu prefer la borcan, în primul rând și din cauza că pot da în timpul zilei foarte ușor mâncare, nu mai sunt presat de umbra nopții, cum se spune. Numai bine!